Cristiano Ronaldo, faceți poze cu mine, yes. Shish. Gol! Hai! Gol! Hey, sunt să mă ascult și mine, vă pregăsi un videoclip. Astăzi ne jucăm în GTA 5 ca Ronaldo. Da, ți-a auzit bine, Cristiano Ronaldo este un celebru fotbalist portughez, considerat unul dintre cei mai buni jucători de fotbal din toate timpurile. A avut o carieră de succes la cluburi precum Manchester United, Real Madrid și Juventus. Ronaldo este cunoscut pentru abilitățile sale impresionante în dribling, viteză și putere de tragere, fiind de asemenea cel mai bun marcator din istoria fotbalului cu peste 800 de goluri. Da, ți-a auzit bine. Pentru mine, Cristiano Ronaldo este mai emoțional atunci când vine vorba de fotbal, iar Lionel Messi este puțin mai retras așa, însă nu trebuie să uităm că Lionel Messi este foarte bun în fotbal, adică bro, e o rachetă atunci când are mingea între picioare. Ok, haideți să începem aici ziua lui Cristiano Ronaldo. Nu aveți idei ce o să facem astăzi, o să mergem să ne antrenăm, să jucăm fotbal, să mergem în oraș și așa mai departe, așa că haideți să vedem cum arată o zi în viața lui Ronaldo. Come on, bro, uitați-vă și voi ce mașini poate să aibă tipul ăsta. Deci eu am văzut doar Bugatti, Ferrari și Lamborghini, doar atât. Wow, mă, mă place la nebunie, mai ales casa asta unde locuiește, bro. Locuiește lângă mare, are o priveliște către ocean și haideți să intrăm puțin în casă să vedem cum arată casa lui. Chiar îs curios, deci avem aici foarte multe Lamborghini. Ăsta e un Lamborghini, ok, puțin mai vechi dacă nu mă înșel. Aici din nou un Lamborghini Aventador dacă nu mă înșel, nu? Aici un Ferrari, plus aici avem și un Bugatti Sport, bro. Yes, aici mai avem un Ferrari puțin mai vechi dacă nu mă înșel, plus avem aici un Bugatti bolid, bro. Wow, cum are tipul ăsta atâția bani, bro? Da, tipul ăsta are foarte mulți bani. Casa unde locuiește Cristiano Ronaldo acum costă 100 de miliarde de dolari. Da, ți-au zis bine, tot Los Santosul îl cunoaște pe Ronaldo, bro. Și o să fie puțin mai greu atunci când mergem în oraș, deoarece o să vină toate persoanele după noi, vrea să facă poze cu noi, așa că trebuie să avem mare grijă. Bun, haideți să intrăm acum puțin în casă să vă arăt, să vă prezint așa în mare parte cum arată casa. Bun, aici avem o statuie, bro. Statuia asta este din marmură și are o semnificație atunci când Cristiano Ronaldo este la pământ, cineva de sus îi dă puterea să se ridice, bro. Da, are foarte mare încredere în Dumnezeu, dar are multă putere, credință în Dumnezeu, așa cum am și eu. Așa că haideți să vedem cum locuiește el în casa asta de 100 de miliarde de dolari. Da, ne intrăm aici frumușel, geamurile sunt anti-glonț, dacă vă vine să credeți. Intrăm aici frumușel și... Pam, mamă, deci când intri în casa asta, nu știu, îți dă așa un vibe pozitiv, mă. Intrăm aici frumușel, bun, aici avem o cascadă cu apă, ceva de genul ăsta, curge apa în jos. Aici avem o statuie din aur, dacă vine să credeți. Cât de tare e făcută statuia asta din aur. Plus aici avem o, nu e statuie, mă, am vrut să spun statuie, o păpușă, mă, o păpușă imensă cu un cățel. Yes, Merry Christmas scrie acolo, ceva de genul arată. Bun, intrăm aici în prima cameră. Aici e o cameră unde poți sta, e un fel de cinema, mă, să zic așa. Uite aici o canapea, canapea postă aici, de exemplu, te uita la un film, bro. Avem aici un televizor imens, bro. Ăsta e un televizor 8K. 8K, perfect. Și aici avem o cupă, bro, pe care a câștigat-o el la fotbal. E imensă. E din aur. Trecem mai departe. Aici în față avem livingul, care are un view foarte imens, bro. E foarte imens livingul ăsta. Plus aici avem un foc, chestii, trebuie să te poți sta aici, nu știu, te odihni, chestii. Plus avem view-ul ăsta către mare, mă. Wow, cât de tare, îmi place la nebunie cum arată acest living. Ok, trecem mai departe aici. Bun, aici avem un mic bar. Cristiano Ronaldo oricum nu bea alcool, bea doar apă. Yes. Aici te poți juca puțin la pian. Plus aici avem o bibliotecă, deoarece Cristiano Ronaldo citește multe cărți, da? Aici niște scaune, plus mai avem view-ul ăsta, mă, către mare, cât de tare. Bun, trecem mai departe acum, deoarece nu e gata, mă, mai avem și sus și jos. Bun, aici în dreapta avem o piscină, mă. Da, atunci când Cristiano Ronaldo vine de la antrenamente, trebuie să meargă puțin în piscină. Fac urme proaste pe aici, bro, nu trebuia să intru pe aici. Bun, aici avem o sauna, bro. Yes, avem sauna, avem toaleta aici, orice. O, cât de tare. Mă, cum arată toaleta asta? Nu pot să cred așa ceva. Uitați-vă și eu. Zici că ești pe altă planetă, adică n-ai văzut în viața ta o asemenea toaletă. Cristiano Ronaldo, șiș. So, mergem mai departe acum. Aici avem o sală de sport, da, ți-au zis bine. Cristiano Ronaldo, fără o sală de sport, nu se poate, bro. Uite, aici avem sala de sport. Aici e sauna, mă, nu? Da, uite, aici e sauna, chiar tare. Mai avem și una în partea asta.
bun. Aici avem o sală de box. Mai facem un sparring în timpul liber. Uitați-vă și voi cum arată geamurile astea, bro. Se rabatează într-o parte, mă, ca să ai aer înăuntru. Bun, aici avem o oglindă, ceva de genul arată oglinda asta, o oglindă imensă. Atunci când faci sport, te poți uita puțin în oglindă ca să ai mai multă motivație. Aici te schimbi, ți-ai tricoul de sport și așa mai departe. Chiar tare, îmi place casa asta la nebunie, nu aveți idee. Bun, mergem acum, mergem sus. Sau nu, haide să mergem puțin jos, deoarece te vă arăt că are și o bază secretă unde își ascunde toți banii, mă. Da, trebuie să-și ascunde toți banii. Uite, asta este baza lui secretă unde își ascunde banii, deoarece are foarte mulți bani și trebuie să aibă o bază secretă, un safe unde își poate ține banii, nu? Bradul ăla de Crăciun nu l-a luat de acolo, deoarece îi place și... Bun, acum mergem puțin pe balcon să vă arăt cum arată balconul. Oh my god! Mamă, ăsta este balconul, zău, ceva de genul arată. Aici pe dreapta mai avem o piscină, mă. Da, avem o piscină afară, către view-ul ăsta, bro. Bro, se vede tot oceanul. Zău, aici avem piscina, nu ne băgăm acum. Aici avem un telescop. Mergem mai departe aici pe dreapta, deoarece aici avem o terasă, bro. Aici putem, de exemplu, nu știu, face un grătărel cu vecinii, cu prietenii și așa mai departe. Și în partea aia avem un elicopter, bro. Elicopterul nostru privat, da, ți-au zis bine? O, bună ziua, bună ziua. Bun, trecem aici mai departe de la această piscină și ajungem la următorul balcon, bro. Uitați-vă și voi cât de tare e balconul ăsta. Bro, aș sta non-stop aici să mă uit la view-ul ăsta. Wow, cât de tare. Bun, și în partea asta avem foarte, bro, balconul ăsta e imens, adică, wow, ok, aici mai avem o cameră, unde avem încă o piscină, bă, înăuntru, da. Mai avem o piscină înăuntru imensă. Aici ne putem băga în apă, nu ne băgăm acum. Ceva de genul. Aici avem un mic bar, aici avem prosoape, un televizor, plus aici mai avem o baie, mă. Yes, aici ne putem schimba și așa mai departe, face un duș, chiar tare, mă. Bun, acum urmează să mergem sus, da, ți-au zis bine, o să mergem sus, bro, pe scările astea. Wow, scările astea cum arată, plus apa asta care curge așa în jos. Oh, și acum suntem la balcon, sus, la etaj. Aici avem toate camerele de dormit și așa mai departe. Bun, dacă mergem aici pe dreapta, avem prima cameră, mă, prima cameră, cât de tare poate să arate. What? Asta e prima cameră, mă. Cum e făcut în albul ăsta, plus avem aici calculatorul, wow, plus aici avem un controller, mă. Yes, avem un controller, uitați-vă și voi ce e sus, mă, bro, avem steluțe, zici că suntem pe altă planetă, bro, uitați-vă sus cum arată, ok, asta a fost prima cameră, deoarece mai avem aici foarte multe camere, deoarece Cristiano Ronaldo are o familie extrem de mare, mă. Are 5 copii, dacă nu mă înșel, bun, avem următoarea cameră, aici e un birou, bro, yes, aici avem un birou, plus cu view-ul ăsta către garajul nostru acolo unde se află foarte multe mașini, bun, aici avem calculatorul, o canapea, poți sta aici frumușel, mergem mai departe, eh? Plus avem oglinda asta, mă. Wow, cât de tare arată oglinda asta mare. Bun, următoarea cameră e aici pe dreapta, mă, nu? Și aici avem foarte multe pachete, bro, trebuie să... Acolo avem foarte multe trofei și așa mai departe. Trebuie să le deschid, numai decât. So, bun, aici îmi țin eu trofeele și așa mai departe. Sper să vă placă. Mie îmi place mai ales cu sticker-le astea, cum am spuse. Mănușa lui Thanos, Sonic și așa mai departe. Oricum, trebuie să mai schimb eu pe aici să pun mai multe trofei de ale mele și așa mai departe. Bun, trecem mai departe. Deoarece nu este gata, bro. Bun, aici avem o cămăruță unde... Da, e un fel de living mix, să zic așa. Putem sta aici, ne odihni, putem mânca aici. Oh, aici pe stânga avem încă o cameră, bro. Yes, aici avem o cameră unde ne schimbăm noi. Aici avem o toaletă care arată ceva de genul pus cadă asta, mă. Uitați-vă și voi ce cadă poate să aibă. Oh my god, cu oglinda asta. Bro, trebuie să mă mut eu aici, ce spuneți? Scrieți în comentarii. Aici avem un duș. M-aș muta în camera asta, dar nu știu dacă pot. Ok, și aici avem o poză cum arată casa lui de afară, mă. Ceva de genul arată. Wow! Mamă, nu există casă mai scumpă decât casa lui Cristiano Ronaldo. Da, ați auzit bine. Plus aici avem camera lui, mă. Da, asta este camera lui. Oh my god! Bro, ce setup are ăsta. Wow, ce monitor e ăsta. Cât de mare e, plus aici avem un televizor foarte mare, imens. Zici că ești în cinema, plus aici avem patul lui,
balcon și așa mai departe, poți ieși aici pe balcon, direct, țac. Îmi place camera lui Cristiano Ronaldo, deoarece ai totul așa într-o cameră, să zic, gen aici te poți schimba, plus aici camera de dormit și baia în camera asta. Uitați-vă și voi. Mie îmi place cum arată. Nu există o cameră mai faină decât a lui Ronaldo, bro. Plus oglinda asta, atunci când te îmbraci frumușel, poți să te uiți în oglindă, pac, pac, și după poți să pleci. Bun, trecem mai departe, deoarece mai avem aici o cameră, dacă nu mă înșel, nu? Asta e baia, dacă nu mă înșel, da. Mai avem aici o baie, chestii trestie, atunci dimineața când ne trezim, ne putem duce în baia asta, facem aici un duș frumușel, plus tanca de asta cu apă. Mamă, cât de tare, ceva de genul arată. Avem acolo două toalete, plus aici un duș, mă. Wow, cât de mare poate să fie dușul ăsta. Îmi place la nebunie cum arată. Ok, suntem afară acum. Aici avem terenul lui de fotbal, mă. Da, el se mai joacă din când în când fotbal, tenis și așa mai departe. Aici se antrenează el. Chiar îmi place cum arată. Și cam asta a fost toată casa lui. Sper că vă place, mie îmi place. Haideți să mergem acum numai decât în oraș, bro, deoarece avem treabă. Trebuie să mergem la antrenament. Plus, da, trebuie să mai vedem ce se întâmplă în oraș, poate o să mergem și puțin în oraș să vedem cum reacționează oamenii când ne văd, chiar sunt curios. Bun, haideți să vedem ce mașină ne luăm noi acum, bro. Mi-aș lua bolidul ăsta, mă. Bun, intrăm aici în bolidul ăsta și haideți să mergem în oraș, bro, chiar sunt curios. Oh my god, și uitați-vă și voi cum iese Ronaldo din această casă, bro. Ok, acolo pe dreapta se află elicopterul. Bun, trecem frumușel și ceva de genul iese el din curte, mă, cu mașina. Bun, aici se află o poartă, pam, se deschide automat, plus aici mai are și o parcare, bro, parcare privată, ies. Bun, și are să mergem. E imposibil așa ceva să dea poliția în tine, mă? Nu știu. Ok, mulțumesc. Ok, am ajuns în oraș, bro. Suntem aproape de centrul, numai că mi-este puțin frică să ies din mașină. Voi realizați că ne vor cunoaște toate persoanele, bro, dacă ieșim acum din mașină. Oh my god. Ok, acolo pe dreapta se află terenul de fotbal unde o să mergem să ne antrenăm noi astăzi. Probabil mi-e puțin sete, m-ar duce să-mi cumpăr și eu ceva de la magazin să mănânc, nu știu. Am mai puțin frică, nu știu cum vor reacționa oamenii. Oh my god. Ha? Nu știu, mi-e și puțin foame, aș mânca ceva de mâncare, nu știu. Oricum, Cristiano Ronaldo are bucătar privat, însă el mai merge din când în când prin oraș, se mai plimbă, mai stă. Oricum, nu cred că de unul singur, bro, și ia niște bodyguards cu el, numai că noi astăzi nu avem niciun bodyguard. E cam nașpa chestia asta, deoarece, după cum am spus, dacă ieșim din mașină, s-ar putea să ne cunoască foarte multă lume și vor veni toți pe noi, bro. Noi nu vrem asta. Uh-huh. Trebuie să avem mare grijă să ne ducem undeva unde nu se află foarte multe persoane. Uh-huh. O să vedem, bun. Haideți să mergem să mâncăm ceva pe aici, pe undeva. Suntem în oraș acum, bro. Sper să nu ne vadă nimeni înăuntru. Cine e ăsta? Bro, de ce mă oprește poliția? Vrea să mă oprească poliția, ăsta serios. Vrea să-l oprească pe Cristiano Ronaldo. Bro, ușor, că opresc. Bro, ne oprește poliția. Îl oprește pe Cristiano Ronaldo. Nu pot să-l cred așa ceva. Bro, zici, dacă ne vedeți, sper să nu ne recunoască. Dacă ne recunoaște, Amerlito, mă. Oh, bună ziua, să trăiți, domn șef. Ce s-a întâmplat, spuneți-mi? Ați încălcat limita de viteză. Oh, am încălcat limita de viteză, mă. 77 a mers. Ai, ai, ai. Ne dă amendă acum. Ești Cristiano Ronaldo? Nu sunt Cristiano Ronaldo. Nu sunt eu. Bum, a recunoscut tipul ăsta și mi-a dat 640 de dolari amendă plus un punct. De unde m-a recunoscut? Oh my god, nu e de bine, cred, hă? Pleacă să nu te mai văd. Bro, aici e centru. Hai să ne dăm puțin jos, bro, chiar-s curios. Oh, eu sunt Cristiano Ronaldo. Oh, Cristiano Ronaldo. Nu cred că mă recunoaște nimeni, sau? Mă cunoaște cineva? Tipa asta m-a cunoscut, sau? He? Nu sunt Ronaldo, nu sunt Ronaldo. Oh my god. Bro, ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Unde... O, m-a recunoscut, bro, m-a recunoscut ăștia. De ce am venit aici? Că nu înțeleg. La o parte cu toți. Oh my god, bro, câte persoane au venit lângă mine. Na. Tu vorbești serios? Stop. Nu sunt Ronaldo, îmi pare rău. Nu, e fake Ronaldo. Oh my god, câte persoane vin lângă noi, bro. Dacă vă vine să credeți. Oh my god, bro, câte persoane. Nu mai pot să ies de aici. Oh my god, câte persoane vin lângă noi, dacă vă vine să credeți. Bro, ne-a recunoscut tot un Santosul. Oh my god, nu mai pot să ies de aici. Nu sunt Ronaldo, bro. Lăsați-mă să mă duc, în mașină. Bro, nu mai pot să ies de aici. Uitați-vă și voi ce fac acum. Bro.
Na, m-a recunoscut, sper să nu faceți ceva rău. Oh my god, da, Ronaldo, faceți poze cu mine, yes. Sheesh. Bro, nu mai poți să ieși de aici. Nu cred așa ceva, n-am pățit niciodată așa ceva. Da, la o parte cu toți, lăsați-mă, vă rog să plec. Deoarece trebuie să plec, am o rezervare pe undeva. Hai, ciao, ciao. Ui, bine că... Trebuie să ne urcăm în mașină și să plecăm, bro. Da. O, mă scuzați, am luat câteva persoane înainte, dar n-am vrut asta. Bro, trebuie să plecăm. What the? Mamă, nu a fost o idee bună să ne dăm jos. Na, ăștia alea... Și poliția alergă după mine. Uitați-vă în spate. Și poliția. Bro, nu cred așa ceva, mă. Ne cunoaște tot Los Santos-ul, eh? Nu cred. Uitați-vă și voi cum alergă după mine. Hai, veniți, veniți să vă dau ceva de mâncare. Hai, hai, hai. Bro, aș dau o rachetă acolo, nu? Fac rău, bro, cum să dau o rachetă acolo? Am niște sticky bomburi? Nu cred că am, sau... Nu, cum să omor fanii, mă. Voi realizați asta? Bro, dar cum alergă după noi? Bro, sunteți pe stradă, hă? Cât mai puteți să alergați? Bro, ăștia alergă mai bine decât mine. Ok, hai, alergați. Na, la o parte. Oh my god, sper că nu au pățit nimic, hă? Na, noi plecăm, ceau. Bro, trebuie să plecăm numai decât deoarece am văzut că unul avea o armă cu el și dacă ne omoară, nu e de bine. Bro, nu avem bodyguards cu noi, așa că trebuie să plecăm numai decât. Bro, ați văzut câte persoane au venit acolo? What? Bun, acum o să mergem numai decât să ne antrenăm, bro. Da, ți-a auzit bine, trebuie să mergem la antrenament, ca nu ți-a mai poate așa ceva. Cum să mai stăm așa fără antrenament? Aha, a venit timpul. Bro, cine le-a spus că Cristiano Ronaldo vine la antrenament? Uitați-vă și voi câte persoane. Bro, de unde ne cunosc ăștia? Na, cum mă mai antrenez eu astăzi când vin atâtea persoane după mine? Uitați-vă și voi cum aleargă. Bro, trebuie să fac geamurile astea în negru ca să nu ne mai vadă persoanele. Deoarece ne văd, bro, persoanele din nou. No, cum mă mai antrenez eu acum? Da, mă scuzați, am puțin antrenament. Stați 2 secunde. Da, am antrenament astăzi, nu prea am timp cu voi. Aș putea face o poză sau ceva, dar sunteți foarte mulți. Bro, și câinii vin după noi sau? Să că am văzut un câine pe acolo, pe undeva. Unde-i? Ah! Nu știu, cred că a dispărut. Era un câine, dar trebuie să plec. Uh-huh. Uite, acolo e terenul de fotbal unde ne antrenăm noi, bro. Yes. Să mergem acum la antrenament numai decât. Uite, aici se află terenul de fotbal. Mamă, cât de imens e. Și haideți să intrăm la antrenamente, bro. Yes. O, intrăm aici frumușel. Mamă, cât de tare e terenul ăsta, cred. Nu l-am văzut niciodată cum arată. So, perfect, intrăm aici frumușel. Yes, aici sunt toți fanii noștri. Perfect. Aici avem sala unde ne schimbăm, bro. Uh-huh. Sala unde ne schimbăm. Aici e toaleta, mă. Uh-huh. Bun, haideți să intrăm aici în teren. Bro, am intrat în teren. Oricum, la antrenamente nu se află mai nimeni, gen. Bun, haideți să ne încălzim puțin, bro. Să alergăm puțin. Încălzirea este foarte importantă, bro. E foarte importantă, a? Puține genoflexiune e foarte important. Hai, Ronaldo. Hai. 20 cred că ajunge, nu? 20-30 e perfect. Bun, bravo. Gata încălzirea, acum dăm puțin pe poartă, bro. Să vedem cum dăm Cristiano Ronaldo pe poartă. Chiar e curios, o, acolo avem portarul. Ești pregătit, da? Uite-l, mă. Aha, se încălzește, dar tu nu ai nicio șansă, bro. Deoarece îți dă Cristiano Ronaldo acum un șut pe poartă. Haide să vedem. Bro, unde o să dăm noi... O să dăm pe colț acolo, pe dreapta sau pe stânga? Eu zic acolo pe dreapta, bro. Uite acolo... Pe colțul din dreapta sus. Hai, și? Și? Gol! Hai, hai! Gol! Ți-am spus eu ție că nu apere. Hai să mai dăm unul. Acum dăm pe stânga, pe undeva, nu? Și? Hai! Și? Ce gol a putut să-i dau, mă? Hai că e bine. Bun, hai să dăm acum pe mijloc, bro. Chiar îți curios. Și? Și? Gol! Hai! A aparat-o, mă, aparat-o. Vreți să-mi fac așin? 9, hai, mă, sicu. Bun, avem 2-1. Mai dăm unul. Acum dăm puțin tot așa pe dreapta, nu? Și... Bum! Gol, mă, nu ai nicio șansă. Portarul nu e prea bun, oricum. Oare să mai dăm una? Oi, dar cum sare tipul ăla din poartă ușor, mă, nu te încălzi. Oricum nu ai nicio șansă. Și... Și... Pam! Na... N-a și ții una, deoarece n-am putut să dau. Haideți să mai dăm una. Și... Jos, jos acolo în dreapta. Pam,
Nici o șansă nu ai, mă. Nici o șansă, hă? Pam, mai dăm una în partea aia. Uite, dăm, uite, acolo. Și... pam, diga, gol, mă, câte goluri am putut să dau, deoarece Cristiano Ronaldo le dă foarte bine, bro, pe poartă. Tu ce mai aperi acolo, mă, că nu mai ai nicio șansă, ce vrei să mai aperi? Ce vrei să mai aperi? Mingea, hă? Haide să dăm pe lângă, mă, haide să-l amăgim puțin și... a, am dat-o... ce ai crezut, mă, că îți dau pe poartă? Nu, nu îți dau pe poartă, mă. Pam. Mamă, ce slab e portarul ăsta, ha? Hai să mai dăm o dată. Și dăm full, pam. Nu, mă, n-are nicio șansă. Dăm una pe mijloc, îi dăm direct în cap și... pam. Tiga, n-ai aparatul, asta ai meritat-o. Hai să mai dăm una pe mijloc și... oh, le apără, mă, le apără dacă le dăm pe mijloc, e cam nașpa. Hai să mai dăm una pe stânga, mă. Hm? Și... Ronaldo, ești bine? Și? Pam, hai! Gol, mă! Pur, mă, hai că le are, bro, Cristiano Ronaldo oricum. S-a antrenat, e gata antrenamentul pe ziua de astăzi și sper că v-a plăcut, bro, videoclipul de astăzi. Mie mi-a plăcut, oricum. Data viitoare poate o să mai jucăm un fotbal aici, pe terenul ăsta, deoarece îmi place cum arată, bro. Îmi place cum arată terenul ăsta de fotbal și, da, noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi aici și... ciao!